Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri, iar astăzi vreau să vă povestesc despre parfumurile care au intrat în colecția mea în ultima perioadă. Și știu că vă plac haulurile și mie îmi plac, și mie îmi place să le filmez, îmi place să descoper parfumuri noi din toate categoriile, să descoper arome noi și să învăț, pentru că eu cred că numai așa înveți, testând tot felul de parfumuri, și așa îți și găsești drumul, stilul, favoritele, parfumurile care ți se potrivesc cel mai bine. Dar înainte să trecem la parfumuri, nu uitați să vă abonați dacă vă place contentul pe care îl fac, dacă vă plac clipurile mele, dacă reveniți pe acest canal, abonați-vă și nu uitați să lăsați și un like și să împărtășiți și cu prietenii voștri, pentru că numai așa acest canal poate să meargă mai departe, cu ajutorul vostru. Și haideți să trecem la parfumuri, să nu mai lungesc acest intro, știu că poate fi enervant, știu. Că poate fi enervant, dar trebuie să vă reamintesc mereu, pentru că așa funcționează un canal de YouTube. Haideți să începem cu parfumurile. O să încep cu un parfum pe care l-am testat acum ceva timp. V-am mai povestit despre el într-un clip cu le-am testat, dar a ajuns la mine parfumul și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este vorba despre, stați că eu am început să-l și desfac, acest parfum, L'Instant de Guerlain, de la Guerlain, bineînțeles. Eau de toilette este, de fapt, aș putea să spun că este un extract de parfum, pentru că mi se pare foarte intens și foarte puternic parfumul acesta și foarte, foarte frumos. Să știți că sunt multe parfumuri foarte scumpe pe piață și consider eu că parfumul acesta depășește multe dintre aceste parfumuri foarte scumpe. Este un parfum luxos, sofisticat, elegant, foarte feminin și foarte frumos. Mă duce cu gândul și la Angelique Noir de la Guerlain. Chiar mă duce cu gândul acolo, îl pun în aceeași categorie. Este un parfum atât, atât de frumos. Și din fericire încă se mai găsește, cred că l-am văzut pe Coco. E adevărat, este un tester și am văzut că nu are capac. A, scuzați ring light-ul, dar încă folosesc ring light. V-am mai zis eu că cred că o să-l folosesc mult și bine, pentru că nu mai am lumina aici unde mi-am mutat biroul. Ok, vai cât de bine miroase, cât de bine miroase. Este un parfum intens, este un parfum sofisticat și elegant și feminin. Doamne, cât de bine miroase. În continuare, mi se pare că seamănă cu Angelique Noir. Bine, acum poate să fie acea aromă guerlanistică. Și avem ca și note în deschidere măr, Granny Smith, bergamot, grapefruit și coacăze negre. În mijloc avem flori, multe, multe flori. Avem așa magnolie, gardenie, iasomie, neroli și lăcrămioare. Iar în bază avem ambră. Eu simt și vanilie, nu știu. Mi se pare și așa un parfum destul de seducător. E un parfum cald, floral, ambrat. Doamne, miroase a parfum foarte, foarte scump. Așa îl simt. E minunat, e minunat. De-abia așteptam să filmez clipul acesta, pentru că de obicei când cumpăr parfumuri le pun deoparte, le strâng acolo și filmez un haul, pentru că altfel nu mai dau de ele. Și de-abia așteptam să vi-l arăt și să încep să-l port, pentru că nu mai pot de dragul lui. Îmi place foarte, foarte mult. Este minunat parfumul acesta. Probabil că îl cunoașteți, probabil că îl aveți în colecție. Dacă nu-l aveți și vreți să-l descoperiți, dacă rezonați cu mine, dați-i o șansă cât îl mai găsiți. Pentru că este un parfum discontinuat, dar e bombiță.
vă spun eu, este bombiță. Înainte să trecem la următorul parfum, vreau să vă spun că mă transform. Încep să-mi placă foarte mult parfumurile astea florale, diafane, citrice, aromatice și nu știu ce-i cu mine. Bine, eu întotdeauna, voi știți că eu testez și cumpăr parfumuri din toate categoriile pentru că vreau să învăț și asta vă recomand și vouă, să nu mergeți niciodată în aceeași direcție și să evitați parfumuri aromatice, citrice, doar pentru că nu v-au plăcut anumite parfumuri, pentru că veți avea surprize cu siguranță, așa cum am eu. Și vă arăt un parfum care îmi dă un vibe super, super bun. Este vorba despre Tom Ford Neroli Portofino Forte. Poate că sunt influențată de faptul că ne îndreptăm către vremea foarte caldă și parfumul ăsta îmi dă așa un vibe de vacanță. Mi se pare că miroase a o dimineață de vară pe malul mării, la casa de vacanță. E superb. Și haideți să vă spun și despre note. Neroli, floare de portocal, bergamot. Stați că eu mă uit aici la note și nu știu cum țin parfumul acesta. Ce mai ziceam? Portocală, sângerie, note lemnoase, mosc, lavandă, busuioc, piele și galbanu. Este un parfum răcoritor, relaxant. Este un parfum care miroase a liniște și pace. E și puternic totodată, să știți că e destul de puternic și de intens parfumul acesta. Bineînțeles, rămâne de văzut. Ne mai auzim cu aceste parfumuri pentru că este un haul și nu am apucat să le descoper chiar așa de bine. Da. Miroase a floare de portocal, miroase a neroli. Doamne, cât de frumos este. Testați parfumul acesta. Nu știu, miroase așa a curat, a un detergent. Miroase a detergent, da, dar în sensul bun. Miroase, este aromatic. Deci e foarte frumos. E foarte frumos. O să-l port și cu siguranță revin cu impresii. Și da, mai vorbim și despre acesta. Trecem la următorul parfum care cu siguranță mă scoate din zona de confort și asta vă spuneam mai devreme, că eu nu merg niciodată în aceeași direcție, vreau să testez parfumuri din toate categoriile, vreau să le port, vreau să văd cum ne înțelegem, cum se dezvoltă și știți că nu sunt fan frunze verzi, multe frunze verzi în parfumuri sau iarbă verde proaspăt tăiată, dar am auzit multe persoane care spun mie nu îmi plac parfumurile citrice și le evită. Dar din experiență vă spun că și în această categorie puteți descoperi parfumuri care vi se potrivesc și sunt superbe. Și așa mă gândesc eu și la parfumurile astea verzi și aromatice, că și în această categorie sunt parfumuri care mie mi se potrivesc. Asta sper, măcar. Dar da, este vorba despre acest parfum de la L'Artisan Parfumeur, numărul 9, este Eau de Cologne, dar este un parfum destul de puternic, intens, persistent și haideți să vă spun notele. Are multe note, dar unele sunt mai evidente. Avem așa. Cedru, lămâie verde, frunze de lămâi, lavandă, vetiver, patchouli, ambră, cardamom, coriandru și olives, trandafir, ciclamă și smirnă. Dar mai evidente sunt, să zic, lămâia verde, frunze de lămâi, da, se simt foarte bine frunzele de lămâi, foarte bine. Mi se pare că este aroma care iese cel mai bine în evidență în acest parfum. Și olives este ceva care seamănă cu menta, tot așa o plantă aromatică. În fine, este un parfum citric aromatic, perfect pentru perioada caldă. Și haideți să vă citesc puțin descrierea lui, pentru că așa o să vă dați seama ce vrea să spună acest parfum. Este un parfum care amintește de aromele energizante ale obiceiului japonez descăldat în izvoarele termale, unde apa este încălzită în mod natural de pământ și este adesea impregnată cu minerale și arome revigorante. Da, este un parfum răcoritor, revigorant,
Am avut la un moment dat un ulei de corp. Când aveam eu cutiuța Look Fantastic, Doamne ce dor mie de cutiuța aceea, mi-aș face din nou abonament oricând, mi-a plăcut foarte mult. Acolo am găsit multe branduri noi, care unele nu se găsesc la noi și chiar am avut un ulei de corp care mirosea fix a frunză de lămâi. Nu știu dacă țineți voi minte, când eram copii, frecam frunza de lămâi în mână și, nu știu, mie mi se părea atât de interesant faptul că o frunză miroase atât de bine. Da, mi-amintește de copilărie, o să-l port, am observat că în uscare devine ceva mai pudrățel, așa, mai relaxant, dar da, miroase ca o baie relaxantă cu multe uleiuri esențiale, cu uleiuri din astea citrice. Este un parfum interesant și cu siguranță o să revin cu impresii, o să văd dacă ne înțelegem bine sau nu, bineînțeles. Trecem la următorul parfum pe care l-am primit recent și este vorba despre un parfum arabesc. Andaleb este, l-am văzut destul de popular și pe acesta am și aici cutia, dar este una care nici nu are loc în cadru. Foarte frumos este parfumul acesta, foarte potrivit pentru perioada aceasta, are și un preț super, super bun. Este un șipră floral, un parfum cu o deschidere citrică. Are și flori, eu simt și niște fructe pe acolo și o bază lemnoasă, cremoasă, este proaspăt, este dulceag. Nu știu exact cum se usucă, cum se dezvoltă, pentru că nu l-am purtat, dar o să revin cu impresii. În orice caz, nu este un parfum care miroase a scandal, nu. Sticla asta te poate duce cu gândul și chiar auzisem zvonuri la un moment dat că miroase a scandal de la Jean Pauvetier, dar nu, n-are nicio legătură. Doar forma acestei sticle este mai mult de dus în zona aia de Chanel, cel puțin în deschidere, de citrice, dulci, aliuri poate, deci în zona aia, dar nu este, nu mă înțelegeți greșit, nu este o clonă ca și categorie, așa, ca să vă dați voi seama că nu este atât de dulce ca și scandal. Este în zona aia de parfum citric, proaspăt, lemnos, cremos, un pic fructat, nu știu ce fructe sunt, dar îl simt un pic fructat și dulceag. Cu siguranță o să revin cu impresii despre el după ce îl port. Sticla este una absolut bibelou. E frumoasă, e foarte frumoasă sticla. De fapt, capacul acesta face totul pentru că sticla este una simplă. Și da, Andaleb de la Asdaf. Este un parfum citric, dulceag, un pic fructat, are ceva fructat, cremos așa, e și lemnos, frumos. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi. Haideți să vă arăt. O minunăție, este vorba despre Amouage Interlude. Este un parfum destul de greu de descris și ceva mai ciudățel, pe care nu l-am purtat încă, dar l-am testat pe mână. Are ca și note în vârf gălbenele, ghimbir, grapefruit și bergamot, în mijloc are tămâie, nuci, imortele, kiwi și miere, iar în bază are și flori albe. Și cafea, are foarte multe note, iar în bază avem pielărie, rășină benzoică, ud, santal, ambră, tonka, lichen, vanilie, Doamne câte note are. Ideea e că nu mi se pare un parfum atât de greu, toate aceste note sunt amestecate, adică nu pot să spun că simt nuci, nu pot să spun că simt cafea, mi se pare că se simte izul acela aromatic, mi se pare că se simte fructat, se simt niște plante aromatice acolo, cel puțin în deschidere, se simte și izul acesta de gălbenele pe care eu l-am mai simțit tot așa într-un alt parfum. Avem gălbenele, avem kiwi, avem o piele discretă, nu simt cafea, nu știu exact cum se dezvoltă, asta ca să știți. Și nu știu cum se usucă, sunt foarte curioasă cum se comportă când îl port, pentru că nu este un parfum ușor, nu este nici un parfum greu. Mi se pare că este foarte potrivit în această perioadă, deci chiar o să-l port. Da,
Are o grămadă de note grele. E o combinație de nuci, de plante aromatice, de piele, de vanilie, miere. Dar nu pot să zic că simt tot ce văd pe Fragrantica. Per total simt un parfum aromatic, fructat, dulceag, dar mai ales aromatic. Asta este deschiderea. Nu știu exact cum se dezvoltă, știu că nu simt pielea aceea care nu îmi place în parfumuri, în alte parfumuri, deci nu este acea piele grea. O să îl port și revin cu impresii, pentru că acesta chiar este un parfum complex pe care trebuie să-l analizez mai mult, să-l port, să văd cum se dezvoltă, să văd cum se usucă și cu siguranță o să vă povestesc despre el. Multă lume nu iubește acest parfum, poate din cauza că este așa aromatic, cu de toate și destul de ciudățel. Eu pot să spun că nu-mi displace, că de-abia aștept să-l port, să văd cum se dezvoltă și mi se pare că are tot așa stilul ăsta Amouage. Am mai avut eu break-in de la Amouage pe care l-am dat. Da, pot să zic că mi-ar fi plăcut mai mult acum decât îmi plăcea atunci, dar tot așa un parfum aromatic, ierbos. Aici nu pot să zic că este chiar așa, ca acela nu este atât de ierbos și nu se duce doar în zona asta de pădure verde. Este și dulce, este și aromatic, este și fructat, suculent așa. Unii spun că simt kiwi în combinație cu gălbenele. Eu nu mi-am dat seama până acum ce simt exact în el, dar o să revin cu impresii. Da, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, așa că dacă v-a plăcut, distribuiți, puteți să împărtășiți cu prietenii voștri și puteți să vă și alăturați dacă doriți să susțineți acest canal. Aveți acolo 4 tipuri de abonament și puteți să alegeți orice tip de abonament doriți. Și mă găsiți și pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, aștept cu mare drag comentariile voastre, inimioarele voastre, florile și orice emoticoane vă doriți. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!